Bună, sunt Abi și azi voi face pipoti și inimi de pui la cuptor. Mai întâi le voi spăla bine. Verificați fiecare pipotul, căci unele din ele au acea coajă galbenă care ar trebui desprinsă și aruncată. Eu am găsit vreo două. Mie îmi place textura acestor organe, care e puțin mai cauciucată, aproape cartilaginoasă, însă știu că mulți nu suferă textura lor. Eu voi încerca azi un mic experiment cu frăgezirea lor. În acest bol în care am pipotele și inimile, voi adăuga 2-3 lingurițe de bicarbonat de sodiu și le voi amesteca bine. O să adaug apă cât să acopere, plus zeamă de la o jumătate de lămâie pentru a activa baza. Voi acoperi cu o folie de plastic și le voi lăsa la frigider maxim o oră. Bun, a trecut fix o oră. Acum voi spăla organele pentru a scăpa de acea soluție. În continuare voi pune pipotele și inimile în vasul în care le voi coace și voi tocaci apa și usturoiul, iar ghimbirul îl voi tăia felii. Ca și condimente, voi pune mai mult cimbru pentru că am și o cantitate destul de mare, o linguriță de coriandru, ceva piper din ochi, sare, o să pun doar o linguriță momentan și voi mai pune pe parcurs de va mai fi nevoie, ceva mai mult ulei de măsline, cam 4-5 linguri, opțional o să adaug aici 5 linguri de sos de soia și în cele din urmă voi umple vasul cu apă cât să acoperi. Voi amesteca și voi acoperi cu capac. La cuptorul preîncălzit, timp de 15 minute la 230 de grade Celsius sau treapta 5, voi lăsa pipotele și inimile la copt 3 ore jumătate în total. Primele 2 ore voi lăsa vasul acoperit cu capac, a treia oră îl voi lăsa descoperit ca să se evapore mai rapid apa, iar în ultima jumătate de oră voi acoperi din nou cu capac, astfel inimile și pipotele vor rămâne zemoase. Atunci când apa va fi aproape scăzută și se va transforma într-un sos puțin mai gros, iar pipotele vor fi destul de fragile pentru gustul vostru, scoateți vasul din cuptor. Acum, la sfârșit, după ce am scos vasul din cuptor, voi face un mix din 3 căței de usturoi rași, o linguriță de busuioc, una de oregano, jumătate de linguriță de boia dulce și încă puțin cimbru. Le voi adăuga în vasul cu respectiva mâncare, voi amesteca totul și voi acoperi vasul. Îl voi lăsa așa 5 minute să-și tragă aromele din condimente și cam asta e tot.
Salut, sunt Abi. Astăzi am pregătit pipoti și inimi de pui la cuptor. În principal, ăsta a fost un experiment mai mult pentru mine, însă a funcționat, așa că vreau să-l împart și cu cei care se uită la videoclipurile mele. Personal, îmi place textura pipotelor și inimilor, dar știu că nu la toată lumea, nu la toți le plac, le place, lor le place. Învăț să rămân în mintea mea. Dar știu că nu la toți le place textura pipotelor și inimilor de pui. Și mi-am propus ca să le fac mai fragedi și asta a fost o metodă prin care am putut să fac asta. Vorbesc numai de ele. Sper că am filmat, deci când am mâncat, a fost o secvență când am arătat cum se rupe pipota, carnea, adică se vedeau așa fire de carne. Puteai să o rup doar cu mâna, adică nici nu trebuia cuțit, furculiț, nimic ca să desprinzi carnea aia fir cu fir. Chiar era super fragilă. Astea fiind spuse, vă mulțumesc că v-ați uitat la videoclipul meu. Pa! Lună plină, vai!